O prezență umană permanentă pe suprafața selenară necesită capacitatea de a utiliza resurse găsite pe Lună. Nu totul poate fi adus de pe Pământ. Unele lucruri vor trebui transportate. Vehiculele mici, baghiuri, pe Lună nu sunt ceva nou, dar cercetătorii iau în considerare ceva cu totul diferit. O cale ferată pe Lună care se folosește de levitație. Proiectul se numește FLOAT, acronimul de la Flexible Levitation on a Truck. Scopul este de a oferi un transport autonom, fiabil și eficient. Proiectul vizează mutarea încărcăturilor de la și către zonele de aselenizare și transportul solului selenar, regolit, de la locația de extragere la locul în care este folosit pentru construcții. Ceea ce este interesant la o cale ferată pe Lună este că șinele nu sunt fixe. Acestea sunt desfășurate direct pe regolit, astfel că float necesită o pregătire minimă a locului. Roboții care levitează se vor deplasa pe deasupra șinelor, iar faptul că nu au roți sau picioare este avantajos, deoarece nu trebuie să se confrunte cu regolitul ascuțit și cu puterea sa de a deteriora. Float este unul dintre cele 6 concepte avansate inovatoare ale NASA, care au trecut la faza a doua. Altele includ un nou sistem de propulsie pentru a trimite astronauții pe Marte rapid și un concept de telescop spațial lichid. Pentru Float, faza 2 se va concentra pe proiectarea și fabricarea unei misiuni în miniatură a sistemului care să fie testată într-un mediu analog selenar, precum și pe o înțelegere mai bună a impactului mediului avut de șine și de roboți și pe ce mai este necesar pentru a transforma acest concept în realitate. Aceste proiecte au primit $600.000 pentru a continua investigațiile de fezabilitate. Liderul Float este Ethan Shaler, de la Jet Propulsion Laboratory al NASA. Dacă sistemul continuă să se prezinte viabil, ar putea fi o infrastructură crucială pe Lună încă din anii 2030.